Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție Dezbaterea Zilei. Astăzi discutăm despre o comunitate, o comunitate care ocupă un loc important în mai multe comune și orașe din județul Iași. Este vorba despre comunitatea romilor. Alături de mine se află doamna profesor Elena Motaș, președintele Asociației Romilor Ursari din județul Iași. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și oportunitatea de a mai împărtăși din problemele romilor. În urmă cu 20-30 de ani, romii erau văzuți ca o pare a societății. Da, în urmă cu 20-30 de ani, romii au fost văzuți ca o povară, dar și ca o monedă de schimb pentru a obține tot felul de proiecte și programe care să faciliteze incluziunea romilor. Era o comunitate marginală, încă este o comunitate marginală, comunitatea de romi, dar s-au făcut și pași importanți și s-au obținut și rezultate. Nu sunt ele vizibile la nivel macro, dar la nivel micro sunt vizibile. Bă, eu cred că sunt vizibile. Cunosc foarte bine comunitatea de romi din Ciurea. Da. Una din cele mai mari, nu știu, aia din Hârlău probabil este un pic mai mult. În Lungani avem două comunități compacte, Crucea și Zmeu, și sunt peste 3.000 de romi oficial. Încet s-au adaptat la cerințe, au înțeles că trebuie să facă educație, merg la școală. Da, încet, încet, așa cum spuneați dumneavoastră, lucrurile s-au schimbat, accesul la educație există, dar au fost mici probleme pe aici pe acolo, încercăm să le rezolvăm, sunt eforturi conjugate și din partea instituțiilor responsabile și din partea societății civile a romilor. Încercăm să conviețuim împreună, în bune relații, pentru că, la urma urmei, romii sunt cetățeni români. Ei sunt o minoritate etnică, nici măcar o minoritate națională, sunt o minoritate etnică care au peste 1000 de ani de când locuiesc în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Sunt multe cazuri în care romii au fost scoși în evidență ca factori negativi. Dar în același timp sunt romi care au calități deosebite, care au reușit să înainteze în viață, în societate, exemplu dumneavoastră? Da, nu sunt eu neapărat un exemplu, poate unul din miile sau zecile de mii de exemple care sunt produsul școlii românești și care au avut alt parcurs decât ceilalți mai mulți. Ce îi împiedică, toată lumea spune, ce îi împiedică pe rom să meargă la școală? Sunt mulți factorii care îi împiedică. Stigmatizarea ar fi unul din Da, este un factor care, un factor extern, ca să zic așa, care ține de comunitate, de instituție, dar sunt și factorii culturali, sunt foarte mulți factori care încetinesc cumva procesul acesta de incluziune educațională. Gândiți-vă că sunt comunități, noi suntem mai multe neamuri de romi, iar romii au fost vreo 500 de ani robi, sclavi, au fost dezrobiți, dar n-a existat, am mai spus-o și o repet, n-a existat un plan de incluziune ulterior dezrobirii, ceea ce a făcut ca ei să revină o parte dintre ei la nomadism și o parte la o sedentarizare forțată sau o sedentarizare aleasă de rom, pentru că ei s-au întors înapoi pe domeniile boierilor unde au stat. Și de aici este și diferențierea aceasta dintre noi. Romii nomazi și-au păstrat portul, limba, mult mai bine decât romii sedentarizați și cu care s-a încercat un fel de asimilare. În urmă cu mai bine 30 de ani erau renumiți și extrem de apreciați ca zangii. Da, sunt meserii tradiționale care acopereau bresle profesionale foarte solicitate până la un moment dat. Eu mi-aș dori din tot sufletul să revigorăm acele meserii tradiționale, că ele acum ar putea fi privite ca și artă. Ce spuneați dumneavoastră, cazangii? Deci romii sunt buni fierari. Cazangii, inelari, da, 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 sunt cunoscuți. Meșteșugari care prelucrează diferite metale și este mai mult artă, handmade, deci ei fac la minut o tigaie, ați văzut, iau alama brută, o prelucrează doar la ciocan și o fac într-o oră, se face o tigaie care e mult mai de calitate decât ce cumpărăm noi din plus comerț. Plus dansatorii, să nu uităm că la anunți sunt acele momente în care sunt invitați artiști, da, care fix dansurile țigănești,
Da. Bun, am văzut și eu multe petreceri unde sunt invitați artiști, dar vă spun cu siguranță că aia este coreografie și o coreografie care nu întrunește elementele specifice dansului rom. Dansul rom, să știți că dar nu este un dans la șcir și erotic. Te duce cu gândul la comunitate. Da, normal, te duce pentru că costumele, culoarea și, eu știu, întreaga prestație, părul lăsat pe spate, dar este doar coreografie. Să știți că dansurile rome le veți găsi în comunități sau le veți găsi practicate de artiști romi. Se întâmplă ca la nivelul școlilor de dans să fie instructori care introduc elemente preluate din cultura romă, dar noi ne-am dorit foarte mult să vedem dansurile noastre promovate așa cum sunt ele. Adică nu o să vedeți fete cu buricul gol la noi în cultura tradițională romă. Nu este permis să ai partea aceasta corpului. Fix asta se vede la petreceri. Și fix asta se vede la petreceri. Și nu sunt nici dansuri erotice și lascive. Sunt mai degrabă. Noi avem dansuri care se bazează pe virtuozitate. Noi dansăm mai mult pe loc. Nu zburăm, nu facem altceva, dansăm pe loc, sunt anumite măsuri, ritmuri care nu le poate face oricine. Acestea vin din cultura noastră. Și cele mai apreciate sunt dansurile din Ardeal, care implică o maestrie artistică deosebită. Ce rol are musteața la bărbatul rom? Să știți că musteața e un semn de bărbăție și de maturitate. Dacă o să vedeți, romii din Ardeal au mustăți mai lungi, unele sunt puțin întoarse. Vorbim de romii gabori, cei cu pălărie, care e elementul distinctiv pentru ei, cu care se identifică, ei spun gaborii cu pălărie și cu mustață. Deci statutul social. Și statutul social implică. Vedeți dumneavoastră, un rom din această categorie, cu cât mustața este mai mare, mai bine îngrijită, deci afișează o anumită opulență, prosperitate și este și un anumit respect. Dar nu la toți. Dar ați văzut că și cu ani în urmă, în comunitățile tradiționale de căldărari și, eu știu, dimensiunile burții erau un semn de opulență și de... în viziunea lor, cu toate că acum vă spun bine, cu sinceritate, tinerii asta deja... Asta era și pe timpul romanilor, da, dacă vă amintiți, da? Era Dionisos, da? Mânca burta cât mai mare. Trăim într-un spațiu multicultural. Anumite elemente s-au preluat. Spuneți-mi o chestie, să am o curiozitate. Doamnele, domnișoarele, știu că fetele de etnie romă sau doamnele au ori trei codițe, ori două. În funcție de statutul care îl au, de căsătorită, dacă e măritată, măritată sau nemăritată. Domnișoarele au trei codițe, doamnele măritate au două sau mai pun batic. Dar acum am văzut, ieșind prin oraș, pe la mall, pe la biserică, văd niște fete de la noi din comunitate, din grajduri, din Ciurea, din Hârlău, foarte elegante, foarte frumoase, acordă o atenție deosebită modului în care arată, modului în care se îmbracă, gene, unghii, foarte elegante și pun preț pe parfumuri scumpe și pe îmbrăcăminte de calitate. Ce spuneam și la începutul emisiunii, o perioadă, comunitatea a fost stigmatizată datorită nu întregii comunități, ci unor elemente. Cum încercați să-i educați, ca să zic așa? Pentru că vrând nevrând, nu e vorba doar de comunitatea romă, e vorba despre absolut toată societatea. Da, noi nu trăim sunt izolați, și elemente, da. Sunt și elemente negative care ăla face la un moment dat diferența. Degeaba ai 99 de persoane bune și unul rău, ăla rău se vede. Știți că întotdeauna partea negativă dintr-o minoritate este mult mai vizibilă decât ce are pozitiv. Și fiind mai puțin, oricum, ceea ce ziceți dumneavoastră, elementele sunt mult mai vizibile și de multe ori trebuie să acceptăm că și media contribuie cu succes la lucrurile acestea. Bine, cu succes în modul negativ. Noi ce încercăm noi să facem ca și exponenți, ca și reprezentanți ai romilor sau, dacă vreți, societatea civilă a romilor, să minimizăm cât mai mult aceste lucruri. Vedeți că au început să existe monitori în ceea ce privește discursul instigator la ură din media sau din mediul online.
există un Consiliu Național pentru Combaterea Discriminării, există tot felul de proiecte care, în cadrul cărora se fac campanii de informare, de conștientizare asupra drepturilor civice și a îndatoririlor. Aș putea să dau un exemplu, primarul din Ciurea, Cătălin Lupu. Da. Chiar noi avem o legătură, realizăm multe materiale acolo și spunea că de câțiva ani, de când este primar, tot a încercat să îi coboare pe cei din Zania în lunga cetățuii, în sensul de a nu mai fugiți, haideți să colaborăm. Da. Să este after school în care au acces copiii din comunitate. A avut discuții cu lideri, au început să-și plătească facturile la curent, au început să... Vedeți că omul simțește locul. Deci, foarte bine ați ales. Primarul Cătălin Lupu este un model de bună practică din punctul meu de vedere. Eu locuiesc în lunga cetățuii, sunt cetățean al comunii care o administrează domnul primar. Și am avut ocazia din 2011, de când m-am mutat în vis-a-vis de comunitatea de romi, să văd schimbările care le-a produs. Este un primar destoinic, deși mulți îl critică, știți cum, dacă nu ești criticat, nu existi. Corect. A făcut foarte multe lucruri pentru comunitatea de romi, dar acolo, în Zania, în cartier, sunt probleme care țin de modul în care romii au construit casele. Le-au construit foarte aproape, pentru că ei și-au dorit să trăiască familiile foarte aproape unii de alții. Străduțele și accesul în comunitate este cumva restricționat de modul haotic în care s-a construit. S-au construit fără autorizații, s-au construit... Știți cum e exact ce spuneați de adineauri de burta de la romii din Ardeal? Aici e casa, opulența. Casa. Da, cu cât e mai mare, cu cât e mai colorată. Dar nu cred că asta contează la un moment dat. Și am senzația că în ultima perioadă romii și-au dat seama că nu printr-o casă imensă îmi arată valoarea. Au început să schimbe stilul arhitectonic. La început, imediat, știți, după Revoluție, au început să răsară aceste palate care... Știți cum romii mai în vârstă, mai conservatori, cred că turlele și înălțimea casei îi duce cât mai aproape de Dumnezeu. Este în credința romilor tradiționali. Opulența aceasta acum a stârnit îngrijorare și în rândul romilor, pentru că vă dați seama, o casă foarte mare care nu este încălzită, intemperiile, vremea, o face să se degradeze. Dar în 2-3 ani se deteriorează. Se deteriorează, în mod cert. Acum trăim într-o perioadă foarte critică. Toate utilitățile s-au scumpit, iar comunitățile de romi sărăcesc, au sărăcit. Vă dați seama, rata șomajului este foarte ridicată în comunitățile de romi. Cel puțin la Grajduri am văzut o regândire a modului de dezvoltare, ca să zic așa, a imobilelor. Se construiesc altfel de imobile, mult mai ergonomice, și mai stilizate, moderne. Da, sunt mai moderne și sper ca să înțeleagă că nu întotdeauna numărul de camere îți oferă un alt statut. Știți ce vreau să vă întreb? Sar de la un subiect la altul. Este Connector poate cel mai bun model? El a recunoscut. La o gala premiilor MTV și-a arătat tricou și a recunoscut. Da, mi-ar fi plăcut, adică eu îl apreciez ca artist, nu neapărat ca un model pentru romi demn de urmat. Da, este demn de urmat că a ieșit dintr-o situație socială, dintr-o... Poate că mulți romi nu ies din carapace tocmai pentru că se gândesc că ies într-o societate unde nu sunt majoritari și să nu fie ce vorbeam, deci să nu fie stigmatizați, să nu fie îndepărtați, să nu fie eliminați. Nu, dar fenomenul ăsta există. Mulți romi nu-și asumă identitatea etnică de teama de a nu avea eșec de ordin profesional sau, eu știu, un eșec și care ține de respingere din partea societății. Revenind la Connector, mi-ar fi plăcut foarte mult când și-a asumat identitatea să spună că are identitatea romă, pentru că sunt țigan, deja este un stereotip. El n-a făcut decât să fie acel stereotip care și-l doresc majoritarii. Noi suntem romi. Nu o să fac o teorie iarăși despre de ce rom și nu țigan. Recent am participat la o conferință internațională la Chișinău, organizată de o fundație germană care a acordat despăgubiri pentru urmașii deportaților în anul 2005 și am discutat pe marginea legii 153 apărută în 2021 în
România, care acordă niște indemnizații minimale urmașilor celor deportați. Și la această conferință au fost prezente mai multe țări, Bielorusia, Moldova, Ucraina, România și Germania. Am fost foarte surprinsă să aflu că fenomenul deportărilor a fost atât de prezent și în aceste țări. Încă sunt lucruri de descoperit despre Holocaustul, genocidul romilor. Istoria s-au șters urmele, s-a încercat o negare a acestui fenomen și acum tot mai mulți cercetători, inclusiv germani, au descoperit arhive întregi cu fenomenul deportării și este un fenomen foarte, foarte trist. Încercăm măcar să reconstituim din acele episoade și să le dăm la exemplu de ce nu este bine. Ce nu este bine. E foarte greu să vorbești despre Holocaust. Foarte mult s-a vorbit despre Holocaust în rândul comunității evreiești. Holocaustul în rândul comunității rome a fost un pic neglijat. Nici măcar pe locul 2. Nici măcar. Nici măcar. S-a încercat o negare, cine, ca și a robiei. Știți cine a dat cine a încurajat foarte mult comunitatea de romi? Fostul prefect Corneliu Rusu Banu, la un dat era acel comitet există în la continuare. Prefectură cu romii. Da. Și spunea fostul prefect că, măi, când intră romul în prefectură, românul trebuie să fie dușmănos. Dar la ce mod dușmănos? Le spunea romilor, tu trebuie să fii în costum, parfumat, tuns, cu mustața cât mai alungită, ca da. Românul dușmănos în sensul ăla pozitiv, să uite cu invidie la tine. Da. Să știți că recent am avut o întâlnire apropo de acest grup de lucru mixt. El funcționează, este un instrument de creșterea incluziunii romilor aflat pe strategia Guvernului României, strategie care tot se îmbunătățește de odată la 5 ani. Și am avut o întâlnire cu romii tradiționali la instituția prefectului Iași și au venit mai mulți bărbați. Eram eu și omologa mea de la Galați cu peste 70 de bărbați, toți puși la patru ace. Vreau să vă spun că au trecut pe scările prefecturii și ei folosesc, așa cum vă spuneam, parfumuri de calitate, arăbești. Mirosea foarte frumos și colegele mele din prefectură zice, mă, băieții tăi miroase a Versace, a... Și eu zic, vedeți ce băieți frumoși am? Dar nu numai că au fost frumoși, ei au înțeles că trebuie, când intră într-o instituție, ei respectă instituția. Și respect, și ușor, ușor, dacă respecti instituția, respecti și legile, numai că trebuie să fii informat asupra conținutului. Doamna profesor, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Vă mai așteptăm să mai discutăm despre problemele, nu despre problemele, realizările mai degrabă. Nu neapărat despre probleme. Probleme au toți cetățenii români. Despre cum evoluează comunitatea romilor. Mulțumesc romilor. Că oferiți oportunitatea de a mai aduce pe agenda publică romii ca și minoritate etnică, ca cel de lângă majoritar și ca cetățean român. Vă mulțumesc pentru că o dată. Eu sunt Lucian Bărțeanu, până data viitoare, numai bine, la revedere!